Bătălia pe un post de titular în sistemul educațional este și în acest an una destul de strânsă. Astfel, pe cele 620 de posturi titularizabile pe toate materiile vor concura 873 de candidați care s-au înscris în vederea susținerii examenului până vineri 17 mai. Acest an, prin Inspectoratul Școlar Județean, s-au înscris 873 de candidați în cele trei centre pe care le-am stabilit pentru sesiunea de titularizare 2013. La Colegiul Național Tudor Vladimirescu s-au înscris 392 de candidați, la Colegiul Tehnic numărul 2 135 de candidați, iar la Școala Gheorghe Tătărăscu s-au înscris 346 de candidați, sunt 620 de posturi vacante, nu întregi, deci ore care cuantificate duc la 620 de norme didactice. Lecțiile deschise se vor susține în perioada 27 mai-28 iunie. Proba scrisă a examenului de titularizare va avea loc pe 30 iulie, iar rezultatele vor fi așteptate până la data de 5 august. Centrele în care se vor desfășura probele scrise sunt aceleași cu cele în care s-au primit și dosarele de înscriere la concurs. Între 27 mai și 28 iunie vor fi susținute aceste lecții, pentru că în general sunt lecții, și în 30 iulie se va desfășura proba scrisă, iar rezultatele vor fi afișate în 5 august. Candidații și-au depus dosarele pentru fiecare disciplină pe care s-au înregistrat posturi vacante.